Icoana Bunei Vestiri se întemeiază pe Evanghelia Sfântului Apostol Luca și din scrieri apocrife. Iar prima reprezentare o avem în catacomba Priscila în secolul III, în care apare doar Maica Domnului pe un tron, pe un scaun, ca împărăteasă, și silueta unui tânăr, fără aripi, deocamdată, în primele secole, după care se dezvoltă iconografia pe care o știm astăzi. Icoana Bunei Vestiri din catacomba Priscila, deși este o imagine simplă, poartă înțelesuri profunde. Izvoarele iconografiei Bunei Vestiri se regăsesc în arta creștină a catacombelor, acolo unde imaginea a purtat pecetea puterii de mărturisire a biruinței lui Hristos asupra morții și a credinței în înviere. Buna Vestire este începătoarea acestui mesaj. În primul rând, sunt trei, să zic, secvențe ce se pot desprinde din imaginea icoanei, și anume vestirea îngerului, primirea Maicii Domnului cu o oarecare atenție și reținere a acestei vești și acceptarea cu acel fie după voia ta. Atitudinea Maicii Domnului este împărătească. În primele secole, ea era înfățișată stând așezată pe un tron într-o atitudine maestoasă, sugerând superioritatea sa asupra Arhanghelului Gavril. Începând cu veacul al IV-lea, Maica Domnului este pictată stând în picioare. Părinții bisericii spun că astfel este scos în evidență rolul Fecioarei în întruparea Domnului. Maica Domnului este îmbrăcată într-un veșmânt roșu, ce reprezintă natura pământeană Maicii, și un veșmânt albastru ce se găsește pe interiorul veșmântului, ce reprezintă natura cerească, sufletească a Maicii Domnului și legătura ei cu Dumnezeu permanent. Sunt cele trei stele în opt colțuri ce reprezintă puritatea, curățenia sufletească și trupească dinaintea de primirea veștii, în timpul veștii, în timpul Bunei Vestiri și după naștere a Maicii Domnului, curăția ei, neprihănirea Maicii. Acestea sunt cele trei simboluri ce se găsesc pe veșmântul Maicii Domnului reprezentate. Icoana Bunei Vestiri, o bucurie revărsată în culori și semnificații. Loc al tainei și simbol al luminii lui Dumnezeu. Arhanghelul Gavril este redat într-o permanentă mișcare, tocmai coborât din cer să slujească minunii. Înfățișarea și atitudinea lui sunt solemne. În mâna stângă ține un toiag, semn al mesagerului. Mâna dreaptă, cu care o binecuvintează pe Maica Domnului, exprimă mesajul sau vestea îmbrăcată în mister primită de la Dumnezeu. Mișcarea e foarte ușoară și prin redarea veșmintelor este foarte aerisit și denotă o imaterialitate a personajului trimis de Dumnezeu, Sfântul Arhanghel Gavril, și chiar prin numele îngerului reprezintă puterea lui Dumnezeu. Elementele care compun icoana Bunei Vestiri redau un ideal de măreție prin abstractizarea detaliilor. În planul secund se zăresc structuri arhitecturale simplificate în formă de portic. Sobrietatea compoziției și mișcările moderate sunt tipice stilului bizantin. Icoana Bunei Vestiri adună în ea o întreagă teologie. Tronul, care este un element important în reprezentarea icoanei, raza și baldachinul din spatele Maicii Domnului, care tot așa trimite la templu și la spița împărătească a Maicii Domnului, obârșia împărătească de Maică a lui Dumnezeu.
Marele voievod al puterilor îngerești Gavril a fost trimis de Dumnezeu atoțiitorul Fecioarei Maria. Ființa spirituală se adresează făpturii pământești cu multă smerenie. A fost împuternicit cu acest mesaj și vrednic de acest mesaj și cu mare cutremur și frică și responsabilitate și a adus bucurie. Deci asta era, a fost împlinirea legământului din Vechiul Testament și promisiunea lui Dumnezeu față de noi, ca legământ de înviere, de nădejde, de bucurie. Lăcașul de cult ortodox este îmbogățit cu icoana Bunei Vestiri. Scena este pictată pe catapeteazmă în rândul praznicelor împărătești. În unele biserici, scena Bunei Vestiri este înfățișată în apsida dreaptă, deasupra registrului de Isis. Rușile împărătești sunt cele mai încărcate de semnificații. Acolo e prima mare reprezentare a Bunei Vestiri, pentru că Maica Domnului reprezintă și ușa împărăției, ușa Raiului, prin care noi toți ajungem la Hristos și la Dumnezeu implicit.